Bun găsit, dragi telespectatori, la o nouă emisiune Flori de Pateric. Suntem încă în postul Crăciunului și colindele ne vestesc sau prevestesc evenimentul așteptat de toată creștinătatea, nașterea Domnului. Colindul însă, căci despre el vom vorbi astăzi, nu e o bucurie abstractă, ci însăși prezența a lui Hristos în inimile noastre. Colindul, când îți este adresat, deci când îl întâmpini, însuși Hristos te invadează tainic, te cucerește, te sensibilizează, căci el se adresează inimii. Dar în același timp se adresează și unei părți reflexive din noi. Doar sufletul este în esență rațional, nu? Pe scurt, colindătorul este un martor al unei lumi mai bune, un apostol ce ne grăiește despre naștere și renaștere, despre un astăzi nestins. Dragi telespectatori, în platoul emisiunii Flori de Pateric, avem două prezențe cunoscute și îndrăgite de dumneavoastră. Vom începe mai întâi cu o prezență feminină, dragă tuturor, nouă tuturor. Este vorba de doamna Alina Bâcă, căreia îi spunem bun găsit și bine ați venit. Vă mulțumesc pentru invitație, bun găsit televiziunii Eveniment TV și telespectatorilor dumneavoastră, celor care ne urmăresc. Mulțumim frumos! Cel de-al doilea invitat este un interpret, cum v-ați dat seama, de muzică populară, este vorba de domnul Popa Costel. Bine v-am găsit, vă mulțumesc și eu pentru prezența de a putea fi alături de telespectatorii dumneavoastră. Și mă bucur să o am alături și pe colega mea, pe Alina. Sentimentul este reciproc. Mulțumesc. Foarte frumos. Sunteți nu doar cunoscuți, sunteți două persoane publice, tinere, sunteți îndrăgite, respectate, aș spune, și este un lucru binevenit și îl apreciem și noi din partea clericală, să spunem. Tema emisiunii noastre o reprezintă colindul în general. Noi toți suntem atașați, nu doar copiii, în special copiii, dar și noi suntem atașați pentru că și noi am fost copii și încă trecutul n-a trecut. Copilăria ne-o purtăm în minte, în memorie și suntem foarte ușor deplasabili către acest trecut al copilăriei noastre. O întrebare ar fi aceasta, întrucât și telespectatorii sunt curioși să vadă ce este în spatele unei vedete, al unui artist. Ce ascunde? Care este partea invizibilă a vedetei românești, să spunem, și mai ales din sfera aceasta folclorică? Ce a reprezentat pentru dumneavoastră, doamna Alina Bâcă, colindul în copilărie? Pentru mine, colindul în copilărie a reprezentat o mare bucurie sufletească care pot spune că și astăzi se regăsește în sufletul meu. Mă simt copil chiar dacă am o vârstă onorabilă. Întorcându-mă la anii copilăriei, vacanțele de iarnă le petreceam la bunici în satul Titești, județul Vâlcea, unde erau bunicii din partea mamei. De fiecare dată așteptam cu nerăbdare acele vacanțe de iarnă și în același timp Crăciunul, care pentru noi, toți copiii de pe ulița satului, era prilej de întâlnire și de bucurie în același timp, pentru că ne găseam momente frumoase de a ne juca pe ulițele satului și de, în apropierea Crăciunului, de a ne pregăti o mână de copii, ca să spun așa, pentru ziua cea mare, pentru ziua nașterii Mântuitorului. Ne pregăteam câteva colinde pe care le tot cântam la nesfârșit cu mare plăcere. Și în ziua Crăciunului mergeam cu toții prin sat, pe la casele oamenilor, pentru că, na, copii fiind, noi trăiam și bucuria cântecului, dar în același timp
așteptam să primim câte un colăcel, câte un măr, câte un biscuit, că fiecare familie pregătea ceva acolo pentru copiii din sat și cred că asta cu atât mai mult ne încuraja și ne propulsa. Ne făcea să mergem pe la fiecare în parte să colindăm în sat. Colindătorul trebuia răsplătit. Da, da, cum se întâmplă și astăzi, de altfel. Sigur. Da. Pentru tine, Costel Popa, ce a însemnat Crăciunul în copilărie? Da, acum trezis niște amintiri în mine, pe care poate le credeam puțin uitate. Într-adevăr, anii copilăriei, cred că pentru fiecare au fost cei mai frumoși ani, mai ales când ai avut tot timpul alături de tine părinții care ți-au insuflat în primul rând această dragoste față de cel de sus, față de Dumnezeu, și apoi prin acest colind despre care noi vorbim astăzi, acest cântec sfânt, am învățat, ca să spun așa, și ceea ce a însemnat nașterea Mântuitorului nostru, care s-a născut pentru noi și a murit pentru noi, pentru ca astfel să ne mântuiască și noi să credem în El. Iar acest colind, noi copii fiind, îl cântam cu atâta drag, pentru că atunci când erai mic, pot spune că inima ți era mai curată, mai liniștită, mai fără atâtea griji câte avem astăzi. Și când ne adunam, eram vecini, pot spune că eu mai mult la oraș, nu ca și Alina la sat, am petrecut aceste sărbători ale iernii, aceste minunate clipe ale Crăciunului. Eram, stăteam la casă, mulți vecini și fiecare an înaintea Crăciunului, cu vreo două săptămâni, ne adunam și puneam la punct multe Ce colinde. Frumos, da. Astfel încât în seara de colindat cântam nu doar o colindă ca să ne plictisim noi de ea, ci mai multe. Și pot spune că au fost amintiri foarte, foarte faine, care nu se vor uita niciodată. Ceea ce este interesant, nu doar pentru mine, ci pentru noi toți care ne uităm, pentru telespectatori întâi de toate, aceste colinde erau interpretate, cântate și la biserică. Ajungeați și la biserică după ce colindați satul sau cum, în copilăria voastră? Mai mergeam, nu foarte des, recunosc, dar mai mergeam. Mă refer strict la momentul de Crăciun. De Crăciun, nu. Se colinda în biserică? Erau, acum văd fel de fel de idei frumoase. Se merge la sat, în sat, și de dimineață se colindă casa preotului la veștem, spre exemplu. Da, și dacă îmi permiteți, ca și o paranteză, cu atât mai mult aceste colinde care într-adevăr se cântă atât la oraș cât și la sat, în biserică de Crăciun și nu numai, în special de sărbătorile de iarnă, asta este părerea mea strict personală, aceste colinde au o altă încărcătură emoțională. Poate mi se pare, poate sunt puțin subiectivă, dar nu știu, asta este părerea mea, că la sat, în general, colindele cântate, mai ales, cu atât mai mult în biserică, au o altă încărcătură emoțională. Nu știu de ce, nu aș putea să explic fenomenul acesta, poate mi se pare, dar nu cred. Nu cred, nu știu, simt. S-au mai conservat din tradiții și există încă la țară acest fond nealterat. Probabil că așa se explică. Al sufletului, să spunem, și al dragostei pentru ceea ce se face într-o comunitate. Să știți că ați observat foarte bine, într-o comunitate rurală există o coeziune și, într-adevăr, o unitate vizibilă. Și sunt colindele din biserica de la sate, din bisericile de la sate, se păstrează din moș strămoș,
acesta este un factor, iar un altul ar fi acela că majoritatea sătenilor țin cu atât mai mult de tradiția strămoșească și vin îmbrăcați în costume, în straie de sărbătoare. Poate că și asta dă un plus de încărcătură acestui moment cu totul special. Sigur. Costel Popa, te mai simți copil? Da, cred că da, pentru că dacă nu m-aș mai simți câteodată copil, cred că m-aș pierde în acest amalgam al nebuniei zilei de astăzi. Acum sunteți persoane mature și colindați. Cum vedeți astăzi colindul? Colindul vostru pe care îl interpretați? Fie într-un spectacol pe care îl aveți, fie pur și simplu în apropierea voastră. Când eram mici, într-adevăr, atunci eram doar Popa Costel, nu și Costel Popa, cum sunt acum, și cântam la vecini, prieteni, neamuri. Deci cântam unei mâni de oameni, cum să o numesc. Iar acum Dumnezeu și-a făcut milă și s-a îndurat spre mine și m-a hărăzit cu acest har, astfel încât pot să cânt lumii întregi. Și cum altfel decât prin intermediul televiziunilor, prin intermediul spectacolelor la care facem parte. Și cred că astfel am primit șansa și eu și Alina să oferim mult mai mult decât atunci când eram mici. Și acum, în prag de sărbătoare, de ce nu să oferim colindul nostru? Când eram mic, vreau să fac o paranteză, într-adevăr cântam multe colinde scurte, așa se cântau de către tineri atunci, și mai ales colinde preluate din partea celui mai mare colindător al României, și anume al lui Ștefan Rușcă. Bătrânii satului, că povesteați despre faptul că în biserică erau acele colinde tradiționale, bătrânii satului aveau un mare repertoriu de colinde, dar care atunci poate nu le înțelegeam. Iar acum, după ani și ani de zile în care am crescut și m-am maturizat, am început și eu să înțeleg acele colinde și de fapt mi-am dat seama că, virgulă, chiar acele colinde sunt foarte importante pentru noi ca și români, pentru că sunt într-adevăr colindele care ne-au rămas din moși strămoși. Colindul e o bună vestire. E un mesaj ceresc pe care colindătorul îl transmite ca martor. E interesant acest lucru. Colindătorul nu este doar o persoană care rostește niște cuvinte într-o avalanșă de sunete, să spunem. El este prin... El duce un mesaj. Da, exact. Un mesager, exact. Este și un martor. El vine și îți explică, îți cântă și îți vorbește despre o realitate de care el este convins. Ca tare acest martor, stimați invitați, trebuie mai întâi să creadă el în această veste bună pentru a o putea transmite mai departe. Spunea cineva odată, de ce... Cum adică să-i faci pe oameni să creadă ceea ce spui tu, dacă tu nu faci acel lucru? Într-adevăr, și atunci când duci mesajul colindei, trebuie să simți acea colindă și să te dăruiești întru totul. Și eu mă mai gândesc la un lucru, dacă îmi permiteți. Vă rog. Povesteați ceva mai devreme de cum anume percepem noi Crăciunul astăzi, matur fiind. Așa cum am spus și mai devreme, bucuria trăirii acestui act al nașterii Mântuitorului o trăiesc și acum ca și în anii copilăriei, desigur, cu alți ochi mai maturi, este și normal să fie așa, dar bucuria copilului o am în suflet, că dacă n-am fi copii, atunci ar fi trist, ne-am pierde tinerețea și nu ne dorim asta. Și cu atât mai mult faptul că Dumnezeu ne-a hărăsit pe fiecare dintre noi, interpreții de muzică populară, cu acest dar al cântecului, consider că
Da, totodată suntem datori să bucurăm inimile oamenilor cu acest dar al nostru și în același timp cred că avem și o datorie morală să vestim nașterea Mântuitorului, să cântăm, să aducem laudă lui Dumnezeu pentru că este, stă în datoria noastră ca noi să facem și noi, să aducem un plus de informație, dacă se poate spune așa, și să ținem vie această tradiție și cuvântul lui Dumnezeu până la urmă. Este foarte important. Sub forma și muzicală, asta poate să fie și o formă de mulțumire. Pentru fiecare dintre noi poate să fie o formă de mulțumire către Dumnezeu pentru ceea ce suntem noi și pentru faptul că ne-a dat așa un dar frumos. Practic, și dumneavoastră împărțiți acest dar. Îl împărțiți e adevărat. Prin faptul că îl expuneți și îl cântați cu drag celorlalți. Practic, împărțiți și bucuria. Da. Și acest lucru oamenii îl simt, îl știu, mulți dintre ei, atunci când vă văd. Bănuiesc inclusiv eu, personal. Și înțelegem acest lucru. De aceea și sunteți, cred că, și profund atașați de Colind, pentru că e vorba de muzică, e vorba de interpretare, este vorba de mesajul acesta al mântuirii. Cum vedeți dumneavoastră acest mesaj al Colindului care ni-l arată pe Hristos prunc, dar în același timp, către dumneavoastră, mă uit, doamna Alina Bâcă, se vorbește despre Crăciunul bătrânul. Pe de o parte, spuneam, Hristos e prunc. Copiii înțeleg foarte bine, colindătorii, copiii în special, acest mesaj al pruncului Hristos, pentru că ei sunt mai aproape de rădăcina baptismală, de botezul lor și ei, în fond, sunt daruri ale lui Dumnezeu, copiii, și înțeleg darul vieții care vine prin Hristos și este anunțat prin Colind. Cum vedeți această antiteză între pruncul Hristos și bătrânul Crăciun? Da, desigur, Crăciunul bătrânul, cu ghilimelele de rigoare, cred că se referă la faptul că noi de la an la an îl sărbătorim pe Mântuitor, chiar în ziua de Crăciun, în ziua de 25 decembrie. Cred că la asta se referă, dar consider că nașterea Mântuitorului provoacă o renaștere spirituală, sufletească pentru fiecare dintre noi și referitor la Crăciunul bătrânul, ca să mai adaug și altceva, se referă și la altceva, anume la Mântuitorul care, iată, se naște într-o iesle unde nu este căldură, este încălzit doar de suflarea boilor, de suflarea animalelor. Acest moment simplu și în același timp înălțător se vrea a fi o pildă pentru noi toți oamenii, ca să fie pildă de modestie pentru fiecare dintre noi, pildă de simplitate, pildă de bunătate. Trebuie să fie un model zi de zi pentru fiecare dintre noi și cu atât mai mult împăratul Iisus Hristos putea să aibă cele mai bune condiții și iată, nu s-a întâmplat așa, ci a ales un loc simplu în care să se nască, ca noi toți să învățăm ceva din asta. Să căutăm simplitatea. Să căutăm simplitatea. Cred că simplitatea este cheia în totul și noi trebuie să luăm aminte la aceste lucruri. Pentru tine, Papa Costel? A subliniat foarte bine ce a subliniat Alina. Totul se rezumă la smerenie. Exact. Însuși, da. Iisus Hristos a fost cel care s-a smerit, în primul rând prin nașterea sa, apoi s-a smerit prin toată viața sa de om simplu, de tâmplar, apoi s-a smerit prin
faptul că a fost răstignit pe cruce. Exact. Și ajungem într-un colind. Foarte bine ai sesizat, Popa Costel, acest lucru înainte de emisiune, dezvăluim și acest invizibil, faptul că Mântuitorul s-a născut, a crescut pentru a ne mântui. Deci, practic, în naștere ni se vorbește și de răstignire, ceea ce este un aspect al, cum să spun, dogmatic al colindului, eschatologic, soteriologic, aș putea spune. Colindul, cel puțin o ce veste minunată, vestește acest lucru, prevestește, s-au născut ca să crească, să ne mântuiască. Și despre aceasta te-am oprit și îmi cer scuze, despre această antiteză între pruncul tânăr și bătrânul, Crăciunul? Da, deci totul este ca și un cerc complet. S-a născut, a crescut, ne-a învățat, ne-a oferit ceea ce a fost trimis ca să ne oferă, a murit pentru noi și pe urmă a înviat. Deci totul este un ca ciclu. Un ciclu și da. Deși se spune Crăciunul bătrânul, pentru noi toți Crăciunul și nașterea Mântuitorului înseamnă o primerire sufletească. Iată, de la an la an, noi ne înnoim sufletele cu bucurie, cu tinerețe. Frumos, dar de la an la an mai și adăugăm câte un an. E adevărat. Și atunci ajungem în aceeași antiteză. Pe de o parte ne primenim, întinerim, iar trupul avansează. Da, dar sufletul nu moare niciodată și nici nu îmbătrânește. Cred cu tărie în lucrul acesta. Asta deci cred și eu. Rămânem și sufletește tineri, chiar dacă trec anii peste noi. Mă gândeam la un alt lucru și îl spun acum. Această antiteză, prin colind, ar putea să ne producă un lucru benefic. Celor mici, pruncilor, dacă tot vorbim de pruncul Hristos, de 2000 de ani, el tot prunc este, dar omenirea a îmbătrânit. Deci Hristos, fiind veșnic, ne fiind supus ca Dumnezeu timpului, este Fiul lui Dumnezeu, rămâne în afara timpului, din acest punct de vedere, fiind Fiul lui Dumnezeu. El este veșnic tânăr, în timp ce omenirea îmbătrânește. El este infinit. Este plan. Da. Dar copiii se pot înțelepți prin colind și acest mesaj în care este expusă dogma creștină, întrupare, naștere, răscumpărare, iar pe cei bătrâni îi întinerește. Pentru că fiecare, fiind bătrân, cred că are dorința și tendința de a se deplasa către propria copilărie. Și atunci copiii au posibilitatea prin colind să se înțelepțească, să înțeleagă cuvântul creștin sub forma muzicală a colindului, care ușor sensibilizează inima și rămâne mult mai întipărit inimii acest mesaj, iar cel bătrân, care este atașat și el de colind, pentru că așa a crescut, el a fost copil și privește copilăria, are posibilitatea aceasta de a asculta tinerii pentru a întineri chiar și el. Da. Da. Mergem mai departe și v-aș provoca la un alt lucru. Colindul nu doar expune acest mesaj al mântuirii. Are și un mesaj, să spunem, de îmbărbătare, de nădejde. Colindul vorbește și despre cumpătare, vorbește despre virtuțile morale, eroismul, facerea de bine. Are și o valență moral-socială, nu doar creștin-mântuitoare. În acest punct de vedere, cum vedeți dumneavoastră, voi, ca și persoane laice, dar îmbisericite și atente față de biserică și față de mesajul creștin, cum vedeți acest mesaj al colindului în social, în moralitate? Pentru că și de aici este o lecție profundă pentru noi, pentru noi ca și creștini, ca și români și așa mai departe. Da, poate să fie considerată colinda și o lecție de moralitate pentru fiecare creștin,
pentru că ne învață să fim mai buni, mai toleranți unii cu alții, mai iertători, cu atât mai mult în preajma sărbătorilor, dar și pe parcursul anului, pentru că noi trebuie zi de zi să fim, să dovedim că suntem buni creștini, cu frică de Dumnezeu, cu dragoste pentru aproapele nostru și cu bunăvoință în același timp. Deci cu toții trebuie să luăm aminte și la cuvântul lui Dumnezeu din biserică, dar și la aceste colinde care toate în cuprinsul lor au tot cuvântul lui Dumnezeu. Sigur. Și ține de fiecare dintre noi să avem deschidere către aceste învățături până la urmă și să ținem cont de ele și să le punem în practică. Da, și mai ales că se gata postul, cum spuneați și dumneavoastră, noi antrenându-ne în acest bine comun, e un bine comun, comunitar, aș putea spune, vom reuși și după post să prelungim acest bine. Tocmai ca să nu cădem în acea capcană pe care ați sesizat-o. Suntem buni, suntem iertători, trece postul, devenim din nou aceiași. Deci trebuie continuată această linie de moralitate trasată de cântecul românesc și mai ales de colind în special. Și este fundamental, dacă îmi permiteți, să mai adaug și acest lucru, este fundamental exemplul pe care fiecare dintre noi putem să-l oferim. Dacă noi suntem buni, atunci provocăm la bunătate. Dacă noi suntem darnici, provocăm la dărnicie și exemplele pot continua. Deci ține de fiecare dintre noi cum ne prezentăm și cum putem să fim o pildă pentru ceilalți. Corect. Deci trebuie să plece de la noi totul, nu să așteptăm de la alții. Chiar și colindu, doamna Alina Bâcă, transmite un mesaj al muncii și hărniciei. Fie că vorbim de colinde cu mesaj agrar, un mesaj patriotic, la poartă la Ștefan Vodă, spre exemplu, un mesaj foarte frumos. Le place copiilor mei acest colind și va trebui să divulg acest lucru. Vom face acest colind anul acesta și vom merge la colindat cu la poartă la Ștefan Vodă. Deci, iată, colindul are și o componentă patriotică, să spunem. Eroică, aș putea spune. Și colinde agrare, spuneam, Plugușorul este unul dintre face parte din acest exemplu. Munca, hărnicia sunt propovăduite, cântate în cadrul colindului, să spunem. Deci mesajul este unul puternic, chiar și pe calea colindului cântat de copil sau nu neapărat, pur și simplu de oamenii maturi cu suflet de copil. Da, și poate că cu atât mai mult colinda poate să fie și o reamintire a valorilor noastre naționale și a rădăcinilor noastre strămoșești. Nu trebuie uitat acest lucru. Este foarte important ca noi să nu uităm de tradiție, să nu uităm de unde venim și să ne păstrăm identitatea noastră națională și valorile noastre strămoșești, care de fapt astea sunt viitorul nostru. Nu sunt perisabile. Exact, ele exact. Sunt veșnice și de multe ori uităm valorile acestea sau le punem într-o prioritate, spunem eu, deplasată spre periferia vieții noastre. Ele trebuie să facă parte din miezul ființei noastre. Și trebuie păstrate nealterate și nu lăsați să vină din afară alte influențe. Da. Pentru că atunci n-am mai fi noi și nu ne îndreptăm în direcția care trebuie. Simt că vrei să spui ceva. Eu vă ascultam cu mare drag. Aveți mare dreptate, eu înțeleg ce zice Alina. Ne cam occidentalizăm, din păcate, și pierdem chiar însăși acest colind despre care noi astăzi tot povestim. Și asta nu e bine, iar tinerii, cei care poate ne urmăresc, ar trebui să ia aminte la aceste lucruri, pentru că de fapt, după noi, ei vor rămâne cei care ar trebui să ducă aceste cântece tradiționale minunate mai departe. Pericolul, știți care mi se pare? Să nu vedem, cum să spun, colindul doar ca pe un eveniment. El este, firește, un eveniment. Dar mesajul cântat, acesta nu este un eveniment. Este o stare permanentă, așa cum și dumneavoastră, doamna Alina Bâcă, subliniați. Chiar și noi, ai noștri creștini, trebuie să înțeleagă de fapt că colindul
te provoacă pe tine ca și colindător la o bunătate care depășește evenimentul. Apropo, suntem la eveniment TV, da, deci depășim, transcedem acest eveniment. Bunătatea, moralitatea, crezul nostru, creștin, scopul nostru este chiar anunțat în colind. Nu doar să fim niște interpreți, ci pur și simplu din colind putem lua acele elemente care ne servesc ca hrană și pe parcursul anului întreg. Firește, nu vom mai colinda, dar trăsăturile acestea, bunătatea, cum spuneați, iertarea, mesajul creștin, nașterea, răscumpărarea, întruparea și așa mai departe, aceste evenimente teologice, trebuie să oarecum înțelese mai bine de către cei care colindă acest lucru. În primul rând, colindul este un cântec sfânt care presupune sociabilitate, adică se cânte în grup. La asta mă refer. Așa s-au cântat colindele dintotdeauna și este un cântec care presupune efort din partea fiecărui membru al unui grup. Poate cântăm în familie, poate cântăm cu neamurile, cu prietenii. Într-adevăr, este un cântec care aduce la o comuniune care ar trebui să o avem tot timpul, bineînțeles, nu doar atunci. Deci, asta înseamnă colindul, sociabilitate. Și la o armonie. Pentru că și în cadrul unui colind există și armonie în cazul în care se cântă pe voci, să spunem. Tocmai această armonie este un aditiv, după părerea mea, pentru a înțelege un mesaj probabil mai profund. Ce s-ar fi întâmplat dacă n-ar fi fost melodia din colind? Ne-am uitat la niște versuri și am încercat să facem filozofie, poate. Totuși, colindul fiind interpretat și adăugându-i sunet la cuvânt, face acest mesaj mai ușor de priceput și cred că și mai ușor de ținut minte. Dar aici dumneavoastră știți mai bine cum se cântă, să spunem, și probabil prin cântec se lipește de om mesajul creștin, să spunem. Sunt colindele noastre, sunt acele cântece care le repeți în fiecare an, astfel încât poate și fără să vrei îți le înveți. Da. Și de fiecare dată cred că îți lasă câte o amintire. Astfel încât în an se acumulează mai multe amintiri și poate la un moment dat îți dai seama de fapt de adevărata valoare a colindului. Chiar dacă acum poate nu îți dai seama tu ca persoană. Cum reușiți să cântați altfel de la an la an? Colindul cere un antrenament. Reușiți acest lucru ca și oameni să transmiteți un mesaj și dacă da, care e secretul? Nu știu. Eu acum pe moment m-aș gândi la un lucru și anume că de la an la an colinda într-adevăr este resimțită în mod diferit și cred că are strâns legătură acest fapt cu credința fiecăruia dintre noi, de modul în care sporește în inima noastră credința. Cu cât credința noastră sporește, cu atât trăirea este alta, este mai intensă, este mai profundă. Și noi, ca și buni creștini, încercăm să se întâmple asta, ca să sporească credința în inimile noastre și să putem da mai departe din stropul acela de bunătate care îl adunăm în sufletul nostru și de credință, de ce nu? De credința așa cum o simțim și o trăim fiecare și o înțelegem fiecare dintre noi. Cred că despre asta este vorba. Mulțumim frumos! Da. Popa Costel? Da. Eu nu știu ce să mai zic. Și de maturitate poate să fie vorba, că bineînțeles că na, de la an la an câștigăm, este de dorit experiență, asta, nu? Și experiență și un dram de înțelepciune. Doamne ajută să fie așa, noi ne dorim. Sigur, și sperăm că și înțelepciunea este așa, la fiecare an, tocmai pentru a putea face față unor
invenții care ar putea să se strecoare în, în colinda noastră. Sigur în că da. Nostru. Da, asta se poate și răsfrânge tocmai, asupra da, cântecelor noastre. Tocmai, și cred că atenția. Să transmitem în mod diferit da. Stările eu acestea. Eu cred că pentru noi, ca și interpreți de muzică populară, perioada Postului Crăciunului este acea perioadă în care, după o întreagă nebunie care s-a acumulat în vară, și anume cu atâtea petreceri și evenimente și spectacole la care am cântat de voie bună, este exact momentul acela în care ne putem liniști și noi puțin sufletele și cum altfel decât prin colin, care este un cântec mai așezat, este un cântec care se referă la nașterea Domnului. Colindul ne adună, deci, ne adună ca oameni, ca personalitate. Povesteam de sociabilitatea da, da, da. Care dar și colindul. Oamenii care, da, care lucrează până afară și totuși prin colind te simți acolo, se asimilează distanțe, te simți mai aproape de țară sau nu știu, te adună chiar și acasă, vii străbătând sute de kilometri pentru că colindul în fond adună și ne adună ca persoane, devenim mai reflexivi, analizăm poate mai bine trecutul care n-a trecut sau care poate se pregătește să fie încheiat și capsulat și trimis într-un sertar special al memoriei noastre. Și este prin colind și un moment de reflexie, cred, nu doar de bucuria aceasta a trăirii unui eveniment, ci și de reflexie. De asta colindele românești au așa un ton mai sobru, aș spune, așa cum mi-a spus și mie cineva. Dar în același timp frumos. Frumos. Păi este mai sobru pe mine că nu mă întristează colindele. Da, păi este prilej de bucurie. Colinda este prilej chiar de bucurie. Chiar dacă sunt mai triste, nu mă întristează. Sigur, urmăresc o bucurie așteptată, de fapt. Ne spunea părintele Ilie Moldovan la cursuri un lucru foarte, foarte interesant. Florile d'albe sunt de măr. Și ne întreba, când înflorește mărul? Da, primăvară. Primăvară. Deci vedeți că, de fapt, noi cântăm pentru înviere. Pentru colindul are această componentă a învierii, a renașterii, cum am și spus la începutul acestei emisiuni. Ea, colindul, pardon, urmărește această evoluție, să spunem, istorică, cosmică, până la urmă colindul este și un, are și un aspect cosmic. Stelele care urmăresc și ele atente, pruncul, animalele care și ele încălzesc, parcă și înțeleg deodată își schimbă menirea, devin atenți, protectoare, exact. Parcă într-un bine refăcut, pierdut cândva în omenire, parcă prin această naștere, prin acest colind în special, se reface unitatea lumii, cosmos, să spunem. Mai asta este frumusețea și poate nu o conștientizăm tot timpul. Un mesaj de încheiere, pentru că această emisiune, dragi telespectatori, este o emisiune atipică. Le mulțumim celor doi invitați, cunoscuți și prețuiți de dumneavoastră, de noi toți. Are un alt caracter, să spunem, această emisiune. Ca atare, avem câteva colinde de ale domnului Popa Costel, pe care le veți asculta în acest final al emisiunii și, bineînțeles, două, trei colinde și din partea interpretei doamnei Alina Băcă. Așadar, ne oprim un picuț cu această frumoasă întâlnire pe care și către care mă înclin în fața dumneavoastră pentru faptul că ați onorat această invitație. Și v-aș ruga pe acest final de emisiune, mai apoi dorim să vă ascultăm colindele frumoase, o stea mândră luminată. Ce stea mândră luminată? Ce stea mândră luminată și trei crai de la răsărit, domnul Popa Costel și mai apoi doamna Alina Băcă, Viflaimul împărătesc, vine Crăciunul bătrânul, să dea Dumnezeu să îmbătrânim și noi, dar Doamne cu înțelepciune. Și într-o noapte fără lună, tot de dumneavoastră interpretat. Acestea fiind zise, numai un mesaj către colindătorii noștri, mai tineri, să spunem. Dacă îmi permiteți, vă rog. Tocmai
am auzit undeva un îndemn de al părintelui Cleopa, pe care aș vrea tare mult să-l aduc în atenția publicului. Poate că mulți știu, poate că mulți nu știu acest lucru. Părintele Cleopa spunea la un moment dat că este bine pentru fiecare creștin să încerce cu fiecare an din viața noastră care trece, să ne analizăm mai profund viața și să încercăm pe cât se poate ca măcar un defect pe care îl avem să încercăm să îl corectăm și în anul următor să-l facem să dispară și să ne cultivăm mai mult virtuțile. Pentru că fiecare om este bun în felul lui, sunt convinsă de lucrul ăsta. Și ceea ce trebuie să facem este doar să ne căutăm mai adânc în suflet și să vedem partea frumoasă a lucrurilor și din atitudinea noastră să privim pe fiecare om că este bun. Este foarte important acest lucru. Iar ca și urare de sărbători, aș vrea să le doresc tuturor românilor multă sănătate, multă pace sufletească și bunul Dumnezeu să rânduiască la fiecare tot ce este mai bun. Vă mulțumim frumos și dumneavoastră asemenea să aveți parte mulțumesc de un din suflet. Crăciun împlinit. Doamne ajută! Pentru tine, Papa Costel, una. Eu le transmit tuturor celor care ne-au urmărit toate gândurile mele bune. Vi le transmit și vouă, dragii mei. Mulțumim frumos. Vă doresc tuturor sărbători fericite și să nu uităm un lucru, la fel cum spune Alina, dacă ne dorim bine, să facem bine și apoi schimbarea începe cu fiecare dintre noi. Ne dorim schimbare, în primul rând trebuie să ne schimbăm pe noi. Fiți mai buni! Doamne ajută! Fiți mai buni e mesajul de final, firește, dar ca să fim mai buni trebuie să exersăm acest lucru spre mai bine, cu noi mai buni. Colindul este o evanghelie populară. Iată, colindătorii sunt apostoli, sunt slujitori ai cuvântului cântat. Bucurați-vă de colinde, ascultați-le cu atenție, iar mesajele lor trebuie asimilate și practicate în viața noastră. Vă dorim sănătate, bucurii și audiție plăcută. Pe duminica viitoare! Mândră luminată, lângă viflaim s-arată, s-a născut prunc din Duhul Sfânt. Mergând Iosif cu Maria, în Viflaim să se înscrie, într-un sălaș, lângă un oraș, născând pe Hristos.
Fiul cel din vecie, cel a trimis Tatăl mie, ia să-L nască, El să-L crească, să ne mântuiască. Păstorii văzură în zare, din cer o lumină mare, ei fluierau în ceri cânta. Se bucura. Printre alte stele aleasă, trei crai mergeau, daruri duceau și-n genunchi cădeau. Veniți și voi, credincioșii, să-i cântăm cu cuvioșii și în genunchi să și în genunchi să-i căde. Lui să ne trei de la răsărit, cu steaua au călătorit și-au mers după cum citim până la Ierusalim. Acolo dacă au ajuns, steaua lor li s-o ascuns și le-o fost a să plimba prin orașa întreba. Unde s-o născut zicând un crai mare de curând, ca să merem să le vedem și lui să ne închinăm. Iar Irod împărat, auzind sotul burat, pe crai grabnic i-o chemat și în taină i-o întrebat. Ispitindu-i vrut
să-L afle pe Hristos. Pe Hristos nu l-a aflat, Domnul Sfânt l-a apărat. Crai dacă ori plecat, steaua iar s-o arătat. Și-o mers până ori stătut, unde era prunc născut. Și cu tot s-or bucurat, pe Hristos dacă or aflat, cu darul s-or închinat, ca unui mare împărat. Cu darul s-or închinat, ca unui mare împărat. Iisus Domnul se năștea, luminat numai de-o stea. Iisus Domnul se năștea, luminat numai de-o stea. Și la iesle ajungeau, aripi de stea împleteau, și la iesle ajungeau. Și fără pat, înfășat în gând curat, pruncul născut ne arată bun să fim viața toată. Pruncul născut ne arată bun să fim viața toată. Din lucirea cerului în lampa Crăciunului, stă cu creștinul la masă. Nu mai bate nici ceasul, că-i colindă blând glasul. Nu mai bate nici ceasul, că-i colindă blând glasul.